Tu ce revistă avem. Uite te puțin ce revistă avem. Păi, a apărut nou număr din Fanatic, da? e cea mai frumoasă revistă din țară, ca să știi, nu te laud că... Nu, e... acum, serios. A, a? De departe, mă, nu există, n-ai concurent la, la treaba asta. Eu aș lua numai pentru colecție, să -o, -o, o pun așa. Dar serios? Chiar asta crezi? Nu, acum, e, fără, că știi că n-am vorbit nimic, că a, nu e a, nicio vreo Jur că... Deci mai zic o dată cum e, că e, simt... e cea mai frumoasă revistă din țară la toate nivelurile la toate nivelurile, politic, sportiv, economic, la tot, 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 tot. Deci am scos un număr, ăsta care a apărut de câteva zile pe tarabe, ne amintică. Ne amintică? Da. Avem un interviu cu companii de 10 pagini, bă, nebunești. Deci dacă auzi ce zice, bă, niște declarații lui companii, 10 pagini de interviu da, cu companii. Și, o, văd o și, și pe Elisabeta Lipă, mamă, ce tare! Iuliana Pepe, o fată frumoasă, Fii atent! școala... Ce, ce, ce om de Fii atent! Ne-am că școala 162 din București, unde în fiecare dimineață se cântă imnul Rapidului. Da, știi și, ai de, ea? Și Cristina Neagu, băi, frate. Da. Mă. Bravo, băi. Acea, revista este demențială, jur. Da. Cea mai tare fanatico? o? De-abia de aștept să ajung acasă. După ce mă scol, o iau la citit. Uh -huh. Scrie Dinu, scrie Şendre, ah, scrie da, Boanchi. Cum să nu-l citești pe, pe Dinu și pe Boanchi? Și Șendre, și... Și dar când, când ei și citești de, 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 asta, de, Dinu și de... Asta e număr de colecție. De colecție. De vreau, să și facem, vreau să facem o copertă cu voi. Cu Bram. clanul. Clanul Mitica. da. ne Mitica? Hai să, hai să ne trăim și hai România! Da. Și să străiască privitorii! Doamne ajută! Mulți